Salut și bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor și domnișoarelor și domnișorilor și non-binarilor. Să fim politically correct astă seară. Un pic de political correctness aici în aer. Să deschid aici măglăvaițurile. Hai să vedem dacă avem o cameră web. Arăt schelia, arătăm. Bam, o explozie mare și o chelie apare. După o explozie mare, o chelie apare. Așa suntem live. Like-ul s-a dat, văd că acolo. Ăsta închid, ăsta la fel închid, ăsta putem să închidem. Ok, bă! E fain cu kelpiurile. E fain cu kelpiurile, bă. Stai să dau la mine în căști. Seara bună, Evostar, Vovalo, mulțumesc frumos. Much appreciated, bro. Much appreciated, bro. Acum îi happy hour. Și nu știu dacă nu mâine sau acum viitorul apropiat un pic de cutie cu pui. Miroase a cutie cu pui, că aici a fost tot plin cu cutie cu pui. Uite aici, a fost tot numai cutie cu pui. Deci toate spațiile astea negre au fost cutie cu pui, cutie cu pui, cutie cu pui, cutie cu pui și nu mai este cutie cu pui și s-a dat bine cutia cu pui. S-a dus bine cutia cu pui. S-a dus bine cutia cu pui. Și acum luna asta trebuia să se scumpească chelpiurile. Acum cu faptul că se pot staca, nu mai este atât de tricky să le aduni, să le știi. Și s-ar putea să fie ieftinit. 3 milioane cheile și cu fele vreo 4. Ohoho! Oho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 . Deci cufărul cade un pic mai greu ca și cheia, ha? Ce planul de viitor ai cu contul Luigi? A la store, endgame. Urmăresc să iau acum o armă sau o armură șarpe. Și vreau să rămână War Aura și pic de endgame cu el. Deci o sabie șarpe de o mână sau... Cred că mai repede o craftez eu decât să stau să studiez piața. Ok, hai să mă loghez pe șaman, că mă loghez pe șaman numai ca să mă teleportez la ea. Numai de asta mă loghez ca să pentru a mă teleporta acolo la ea. Ia să văd dacă nu am eu niște alte pătrunzătoare. Astea de 20 parcă mă doare sufletelul. Deci uite ce lag am în asta de shop, bă. Bazar. Parcă o mai înviat un pic Tiger-ul. Parcă o mai înviat un pic 15-10 minute, 15-3 minute. Dau în astea 15-3 minute decât în astea de 20. Ok. Everything is ok. Bă, se stachează și pietrele, nu? Cărțile abilitate încă nu, hă? Poate niciodată. Se mai fac bani din Alghivia. Ștefan. 5. 4-5 voniu rubin antic. Punem tu.
Mulțumesc, Bob. Uite, bă, ce-și intră în rol, Voval, ce-și însușește rolul. Uite, cred că avem comanda Discord. Da? Ia să văd dacă mai mere. Mere, lui J. 2121 de membri. Respect. Așa. Ce am vrut să fac așa? Sper că sunt acolo cu șabanca, da? Da. Cu șabanca am făcut cât am făcut la 100. Am 18-89. Hai să bat cu șabanca în grup un pic. Wow, șabanca e pe full screen. Vai cât e, vai cât e meti, nu. Hai să vedem dacă găsim niște metine. Uite ce steți. Uite, cu fărcărți de spingere astea nu să abilitate. Și astea sunt abilitate și precis dacă am două de astea, se stachează. Ba cărțile clasice abilitate nu se stachează, sau? Ce eveniment o fi oare? Ia să verificăm ce eveniment avem. Cred că avem un eveniment puternic. Și o să găsim măciuci. Bă, ce... De un an și ceva de zile visez să îmi duc șamanca aici. Să fac level campion și uite, în sfârșit am reușit. În sfârșit am reușit să o fac level campion. Și mă bufiază aici în Iohara. Mă bufiază aici în Iohara. Îmi dă și 54 valoare atac. Chiar 54 valoare atac. Pun, ce pun? Metine. Asta. Atac cu arma. Facem asta. Acum sper să nu mor. Ia să vedem. Sper să nu mor acum. Sigur. Sigur. Bună de fermecată. De ce n-ar fi bună de fermecată? Ce mă deranjează, am observat că nu pot să iau toate chestiile. De exemplu, dacă sunt anumite chestii cu numele ei, nu pot să le iau eu, că zice că nu știu ce. Asta mai trebuie rafinat, polișat un pic. Bă... Foarte, foarte, foarte bine a fost primit update-ul ăsta cu zona de confort, știi? Cu iteme upgradabile, stacabile și așa, deci e un feedback foarte, foarte bun. Clar, se așteaptă de foarte, foarte mult timp chestia asta. S-a băgat în sfârșit, ce să zic, mai bine mai târziu decât niciodată, nu? Mai bine mai târziu decât niciodată. Deci chiar răsună feedback-ul foarte, foarte pozitiv vis-a-vis de noul update. Vis-a-vis de ăsta cu breslele, cu războiul breslelor, parcă e un pic parcă acest update se interpune oarecum planurilor băieților cu breslele de melee. Parcă un pic îi, știi? Parcă un pic nu se potrivește ceva acolo. Parcă, da? Poate se scoate cooldown-ul să poți intra ieși în breaslă, știi? Ca să, știi? Să se poată meleia în continuare. Deci numai intuiției și miss niciunul ca lumea, deci e ceva eveniment puternic. Sau ce, că aia e 18 voi, păi vânt. 3.
Era așteptat de 20 de ani, să știi, extrem, fără niciun fel de asta, da, de 20 de ani. Salut, Aline! Salut, tinere! Alin, dă mâine pe la mine, poate. Poate intrăm live după bericică pe aici. Ce zici, Aline? Intrăm mâine live un pic. Hai să mai-mi dau un buf. Deci nu mai e smetine. Mai de astea, emisiune. Ne-am văzut, ne-am plăcut, ce rămâne de făcut. Peștii cruzi se stachează. Peștii cruzi se stachează. Fii atent că am luat stun, bă. Uite că am zis de kelpie și măciucă, niciun kelpie. Pe astea. A! A, foaia forjată, nu, bă, băi, boss. Ori facem update-o, nu mai facem. Care treaba cu runa de foc? Parcă nu mai e de gheață. O runa de foc numai de 10, 50, 100. Sau acum întreb ce e runa de foc și la ce te ajută. Nu știu, fii mai explicit un pic. Bagă și un subiect și un predicat acolo în propoziție. Sau subiectul ăla, dar n-ai predicat, nu știu. Aaaa! Da, uite că o răspuns. Somnul, mulțumesc, Somnul, pentru intervenție. Uite, Somn, ți-am zis că am luat. Să nu crezi că mint, ia. Și nu l-am schimbat. Să pun skin-ul. Nu l-am schimbat, dar ce-i? L-am luat, știi, de 2 săptămâni îl ține shop, o făcut pierdere la el. Cu pierdere la el că l-o prelungit cel puțin o dată de când am vorbit cu el. Și l-am luat la 6 von, la cât i-am zis acum 2 săptămâni. L-o și prelungit odată. Oh! În loc să mi-l fi dat atunci, știi? Să mi-l fi dat atunci, era win-win situation, nu? Șmecher. O problemă, bonasera, bună dimineața, Xisra. Corixil, kelpie pe baby. Deci dacă le iau eu și să pune la ea în inventar, nu se stachează, așa-i? Parcă așa era. Dacă iau eu acum pentru ea, nu se stachează. La ea în inventar, să pune așa, anapoda, în brambura. Stacat cărțile de la Florin Jurjiu. M-aș fi bucurat să fi putut. Să stachează din ele, dar care trebuie nu. Care trebuie nu. Alea din enciclopedie cred că se stachează, nu știu. O să luăm pe un server nou când se deschide. Sau să luați că eu nu mă mai bag pe server nou. Și vedeți că alea din enciclopedie care scarte aura sabie, cred că alea se stachează. Pentru că enciclopediile ci că se stachează. Dacă făceai critica, dar s-a dus. Bă, a fost fain, a fost fain. Era și damage. Creștea și damage-ul și o critică acolo, dar... N-ai cu cine. Cu mine nu ai cu cine, nu. No. No, îi spart pe ei sau nu îi spart, bă? Nici nu... Așa. Dar totuși îi ceva, nu? Deci altfel îi. Cuferele Hydra, din păcate. Nu?
Cred că are de-a face cu faptul că pot fi una, două, trei și nu știu. Să nu se creeze ceva lag pe server, naiba știe. Naiba știe de ce nu se pot. Alea erau cele mai interesante să se poată, nu? Restul, așa, dar alea Hydra, alea erau, știi? Bă, e și asta o politică, o tehnică, o tactică, eu știu. Dacă faci totul deodată, știi, nu mai ai ce să îmbunătățești mai încolo, știi? Deci dacă îmbunătățești totul așa deodată, nu mai încolo ce mai... Ce îmbunătățiri mai aduci acolo, bă? Varga Alex a devenit un membru de valoare, îți mulțumesc! Corixilixisra, mulțumesc acolo pentru membership, pentru că ai donat un membru. Îți mulțumesc, apreciez super, 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 super mult. Mulțumesc, Isra. Gamer, tot ce are mai multe deschide numeri stacate, bă. Poate într-o zi, inginerii care au studiat ani de zile și au făcut facultăți și școli și pa, de la WebSense, știi, vor găsi o soluție să ne facă fericiți și la faza asta cu ăsta. Ce zice? Eu sunt confident. Confident acum e în engleză. Sunt încrezător că vor reuși. Eu sunt încrezător că vor reuși cei de la WebZen să ne facă mândri de ei. Palas Vric Med, bona sera! Ele merg, da. Părere, mă gândesc și eu, dar știi, nu știi ce alte substraturi poate avea povestea asta, știi, poate îi planificat, știi, pentru anul viitor asta. Gen, nu știu. Știi, pentru că la începutul anului deja Gameforge are planul de atac pentru tot restul anului, știi? Tot ce vine nou sau îmbunătățiri sau idei, oricât de bune ar fi ele, ca să se poată respecta planul și organigrama și așa, trebuie împins pe anul viitor, știi? Sau, no, păcând să termine ce și-or propus pentru quartal, pentru an, pentru... Dar nu e așa de simplu, știi? Nu că, bă, m-am trezit și hai să nu știu ce. Bă, dar nu sunt metine, deci... De unde mai încerc? În prima hartă mai încerc. Stai că nu m-am uitat ce eveniment este. Așa. Dau două coduri. Bam. Avem eveniment, calendar eveniment, azi este 10 a doua. Pânză fi... Oh, orison mic, deci de asta, ok, am înțeles. Orison mic, bă, așa sunteți după orisoane? Mă zgârie pe creier ăsta care are 30 valoare atacului. Merită măcar 40 valoare atacului, așa e? Uite, vezi ce bun îmi era Luigi ăla de pe Polaris aici? Au, mamă! Aici, înfermecată, îl băgam înfermecată pe Luigi de pe Polaris. Au, mamă! Uite, numai mis. Curățat-o, bă. Harnici feciorii. Știi unde încerc să mă duc? La Huba Buba, nu la Huba Buba, cum îl cheamă? La Boș, îți poșui? Bosul. La... Băsa. Mă duc, mă teleportați din map 1 și acolo e bosul ăla, dar nu-mi vine cum îl cheamă. De am luat din 6 boși 3 dropuri. Imaginează-ți să tragi mânușa care mai are o oră peste altă mânușă cu 33 de minute și să-ți dea un... Ai, rare, pai de capul meu, orgasm.
Orgas, deja. Orgas direct, deci direct. Stai, stai că am, am aici cu fantomă. Direct. Direct fantomă la cea. Ce străbă Iohara ca să reziști? Locare corporală și absorpție PV. Iar ai început lui cu mis click-ul la fantomă. Fortăreața bană. Okay. 300 de mii, bă, și numai, e super aproape și 300 de mii mi-a, bă, porcule, bă. 300 de mii de ani, bă. Păi, noi. Uite că nu mai găsești în Iohara. Bossul ei. A, uite că bossul, păi, regele Bao, așa. Hai să o dăm la regelui Bao, să văd dacă mai pot să-l bat. Deci îmi dau apărare. Dau apărare. Cât îmi dă apărare? 5% apărare. Aici am trebă abilitate, rezistență și nu am numai coiful ăsta la mine. Ah, și papuci, ok. Și acum ar trebui, în teorie, să rezist, cred. Îmi dau buff cu clopotul. Aha, altfel e 25,2%. Ok, no, ia să vedem. Feris Bao. Aici este Bao. Tot o iau. Au venit amândoi, nu. Hai să am instantele aici la vedere. Nu știu unde sunt instantele. Așa numai pe el cred că-l ba, da. Numai sarcașii ăia ce dau mult. Sarcașii ăștia dau enorm, enorm de mult. O, ei sau noi? Noi drop-ul, a? Incredibil cât dau arcașii ăștia, mânce-vă jarul. Și n-am văzut drop-ul. Atac automat oare? Rădăcină gheață, pericenul șiu, așa, pam, marcasită, marcasită, nu mă, ba uite că mă atac cu Farcomor Iohara și mă ciucă. Soldat gong, deci dă de sughit, aia sughițul. Hai să vedem pe 2, pe 3. Topii, e cam tare mult, scuze. Mulțumesc. Dacă, de la Phantom am lăsat mai tare. M-am căcat pe mine să fac șamanca, au fost 2 săptămâni în care am fost depresiv. Deci încă mai ies un pic depresiv, dar 2 săptămâni a fost maxim depresiv. Până la 116 parcă am lăsat-o pe auto să bată în fermecată și după aia Carla stătea sus pe laptop și eu băteam pe Luigi în, în cum îi zice, în Redux. Nu recomand, deci e absolut grețos. Absolut grețos să faci level campion pe un caracter. Grețos, mai ales că nu e main-ul. Poate dacă era main-ul, știi, să fie full echipat, nu știu ce, poate era ok. Bă, da, așa. Super, super grețos. A, au venit iarăși amândoi. Ia să merg mai încoace să simtă la 5% apărare, puii mei.
Unde am instantele? Aici. Degeba o misiune. Bă, aveam oare misiunea pe Luiga. Uite, am dat din așa mulin. Cred că trebuia să o fac pe Luiga misiunea. Omorâ și pe ea. E ceva bun acolo, nu cred. O să dau oraș. Merge treaba după... Bă, n-am prea jucat. Level 10, 2, 3, level 6. Deci eu urăsc din adâncul suflet. Bă, și-am crescut. Am avut 550 experiență pe mine. Sau nu, 570 plus cartea comandantului, care mai e 100%. I-am bătut în grupă. 600 și ceva, da. Și o durat atâta, mă. Cum să fie ușor, mă? Dă-o-n căcat de treabă. Fii atent, mă, ce dau ăștia, bă, în mine, bă. Nu-i nimic al lumea aici, nu. Rădăcină gheață, dă-te-n căcat. E V4 ăla. V4 e easy peasy, lemon squeezy. V4 e floare la ureche. Uite, bă, că-s ori spartă-t pe aici, bă. Cum să facem și noi niște orisoane mici, oare? De cum facem niște orisoane mici? Dau un buff. Yohara Warden, what's up, ok? Vezi, n-am luat misiunea. Fuck. Ubao. Mai îmi dau un buff și plecăm în pe lângă Ochao. Plecăm pe lângă Ochao la Kuboku și la ăștia. Fac și eu 2-3 orisoane, pui. Depășeam că mai putem să citim ceva. Toate cărțile citite pe șam. Bufu este bufu. Și Ochao este Ochao. E easy la voi, că la noi pe carpa nu e easy V4. Bă, dacă e bine, miercuri se transferă Luigi, că am activat transferul. Dacă este bine, pe miercuri îl avem pe celălalt Luigi aici. Și... nu cred că mă pun neapărat să-l cresc. Cred că numai luăm un rubin pe el și batem la side-uri în beta. Batem la side-uri în beta sau în fermecată și face level. Până fac 105 deodată să echipez Zodiaca. Și după aia vedem. După aia vedem. Asta oricum o să-i rămână lui armura. Deci o să rămână pe el armura asta. Super sexy. Cu 15 vânt, 10 absorbite PV și valoarea track 30 pe 6-7. Mai bine mai dăm un pic de mâncare la pet. Vedem, poate îl facem level up. Bă, tot mă interesez și întreb, așa când văd că cineva vinde un pet sau nu știu ce, mișto. Și nu știu, deci vreau să-mi iau un al doilea pet. Vreau să fie unul, nu neapărat PVM, PVP, dar vreau să fie unul full apărare, unul full damage gen, știi? Adică pe unul să-mi pun blocare, absorpție PV și nu știu ce mai. Și pe celălalt să-mi pun berserker, antrenament și vânător gen, știi? Și nu au PV, mă. Naiba știe. Nu, cartea mineritului, uite, cum să o lași pe jos?
Of, nu a reușit la naiba. Nu a reușit că am furat-o. Cosmin DRG, îți datorez un minereu de lemn. Care Andu? Bă, pentru afirmații sau așa? Ia, animal mode, melee mic, din ăsta cauți? Aha, asta da. Ăsta-i tip 8? Sau e super îmbătrânit? Așa mai da. Așa mai da, așa îmi place. Asta 20 apărare, 26, așa da. Îmbătrânit, așa-i? Și îmbătrânit și tip 8, cred, așa-i? Ia zi detalii despre el, să-mi fac o idee. Copii, nu vă certați, că nu rezolvați nimic. Lăsați lumea să vorbească, atâta timp cât nu de mame răniți morți sfinți. După aia vedem noi, da. ...700 zile și schimbat în timp 6. Uite, așa vreau să fac cu ăsta. Am 198 de zile. Și asta vreau să-l îmbătrânesc, să-l îmbătrânesc și să-l fac să schimb tipul. Super sexy, bă. Și cât îți dă vânătorul berserkerul? Deci tu ai acelea skill-uri. Obstrucție, berserker, vânător. Am scos antrenamentul, că în Iohara nu mă ajută. Hai, pe bune, cât îți dă? Uite, am 14 obstrucție, 8 berserker și 12... vânătorul. Ție cât îți dă? Ce se întâmplă cu eșarfele de pe Polaris? E costum eșarfa? Nu s-au mutat. Nu ați avut ăștia care vă muta. Nu ați avut și eșarfă. Hai noroc, izbilă nimicitorul, bonasera bambinii, bonasera pakistanezulu. Ce faci, fratele Paki? Nu mai era loc în map, băi, plin map 2. Am fost în Iohara și n-am găsit niciun metin. După aia m-am uitat ce event e și este drop orison mic. Și n-am încotro numai să vin aici, că nu găsesc nimic. 11 mob, 7 atac, 14 corporal. Dar mai crește care, aha, aha. Sexy, sexy. Dar 20 apărare, aia e forță, forță, wow. E forță, forță. Uite mă, și metinul și porcul. Tu ce mai zici, Isbile, nimicitorul? Tot așa nimicești inamicii. Ăștia și ăsta. Wow.
Parc pești în mapa 1, foarte bune, foarte bune. Câtă blocare faci pe setul de Yohara? Uite, mă uit imediat. Cred că 87 parcă. Dacă bine îmi amintesc, ultima oară am avut 87. Da, verificăm imediat. 87 cu de asta de 10, cred că. Cu energie de 10. Aproape, aproape. Și am făcut ce am făcut și iarăși am plin inventarul. Și ultimul, adică ultimul, acum câteva live-uri făcusem ordine, tot, shop, super, știi? Ia cât a durat minunea. Ia cât a durat minunea. Orison mic nu, ia? Și dacă ar fi, nu l-aș vedea. Îl vedeți voi, bă, boule, ai lăsat acolo orisonul. Orison, dreapta, stânga, dreapta, stânga. Mă, dacă stau să mă gândesc, alți papuci cred că m-ar coafa mai bine de Yohara, adică alți papuci. Cu 10 critică, gen, cred că ar fi mai buni. Ăștia am așa cu 15 săgeată, 2000 PV și 5% viteză de atac. Alizi. Hello, hi. Ia să vedem. Așa, unul cu blocare. Și cred că atât ai tot. Nu mai știu unde e blocarea, mai în jos, oare? Blochează, dar 87, da. 87% blocare. Sisbile invers. Ah, ok, ok. Ah, ha, ha, ha. Fine, fine joc de elite acolo. Alupigus, ha? Ah, șmecher. Șmecher isbile ăsta. Mocking. Deci absorbite de PV, 2000 PV, 3 așa, 10 fulger. Deci nu mă prind, cum? Îmi dă cu virgulă. Cum? Ai vrut să-ți pui skin-ul smoking pe o armură și ai pus armura pe smoking? Sau așa au fost? Danielovski nu, lui Gela e încă 61 și e încă pe felul România. Deci așa ai făcut, nu? Ai vrut invers să faci? Ești acum cu bonusurile. Bă, fără injurii, bă. Nu vă certați aici, că nu rezolvați nimic, serios. Bă. Pătimași, bă. Cum am gândit că le propun ăștia de la GameForge. Că legalizeze trade-urile pe bani și să bage GM intermediari oficiali. Să facă și ei un ban. Să fie
7% taxa, orice negoț. 3,5 să meargă la Gameforce și 3,5 la GM, ha? Oare s-ar umple de cereri, de aplicații. Formul de aplicații pentru funcția de GM atunci. Aril, îmi pare rău. Am încredere deplină în somnul. Deci ce zice somnul este literă de lege. Pare rău că tot dai așa. Nu m-am gândit la aspectul ăsta, dar... Sorry. S-au umplut intermediarii frigiderul acum. Nu știu ce e acolo. S-ar putea să fie așa cu două fețe, știi? Uite, das met in team 2 zuchtish. Nu ți-ai zis deine chance un bevrit dich zum GM. Alle infos dazu findest du im forum unter news team game master gesucht. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Euer met in 2 team. Mă, și pe ăsta dau, mă. Bă, țepele să dau... Pentru o țeapă tot timpul trebuie doi, știi? Unul care o dă și unul care o ia. Deci nu poți să dai țeapă singur. Tot timpul sunt doi într-o ecuație cu țeapa. Unul care o dă și unul care o ia. No. Nu știu, no, dacă voi vă place așa o românească, știi? Ca și, nu știu, ca și cum ne-o dă statul și noi o dăm statului pe unde putem și cum putem și cum apucăm. Gen. A, așa, armură, aha. Până acum nimic, bă. Ia să vedem noi de boss. Pardon, să vedem noi de boss din în interiorul templului. Oare i-o articulat cineva? Nu se arată, bă. Bă, și m-am uitat că aici side event-uri, m-am obișnuit că pe Polaris nu mai erau. Pe Po, Laris nu mai erau side event-uri, știi? Numai cât a fost aia cu 17 ani de meting sau cât. A fost side event-uri globale și când s-a terminat și Polaris-ul. Și... Opa! Epa! Un, dos, tres! Un pasito bailante, Maria! Așa... Un, dos, tres, pasito baila. Lololole, lole, lololole, lole, le, lole, lolai. Lololole, lole, lololole, lole, le, lole, lolai. Unde e numărul 2 de aici? Nu spui că aici ai bătut și ăla nu-i bătut. Bă, mor când îi văd pe ăștia că bat atât de dezordonat, bă. Pe unde apucă, cum apucă, mă. Ce înseamnă asta, mă? Nu un pic de sistem, bă. Opa. Epa. La, 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 la. Cum era strigătul de bătălia lui Xena, prințesa războinică. Așa cumva făcea, nu? La, 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 la. La, 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 la. Cine știe, ha? Trimiteți-mi un audio cu strigătul de luptă a Xenei, prințesa războinică. Așa cumva era. La, 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 la. Zici că striga gâștele. Liba, 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 lip. Li, 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 li. Lilicuț. Lilicuță, da? Așa făcea sau nu așa făcea? Poți să arăți alchimia. Danielovski, bineînțeles. Bineînțeles. Bineînțeles că poți să arăt alchimia. Uite, extinde fereastra. Alchimie piatră la con. Uite alchimia, boss.
Hai că așa era, bă. Cum mai intru pe net? Xena Battle Cry. 5 secunde. No. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți, da? Stai să dau tare, să nu... Strigătul de luptă a Xenei. Cum băi? Hai mă, cum am zis? Auzi. La 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 la! Ah. Am mințit cu ceva? N-am mințit, boss. Unul acolo, așa-i? După Bosch, da. What the fuck, love? Scrieți Xena Battle Cry și vedeți cum făcea Xena, bă. Era un sex symbol, într-adevăr, Xena Lucy Lawless. Știu că a apărut parcă în... În Hustler? În Hustler sau în Playboy, ceva de soft, soft. Soft ceva, dar știu că a apărut. Xena Prințesa Războinică. Cam pe când m-a lovit pe mine pubertate a apărut și an. Da, bă, Xena și Hercule. Ba, ba. Oh, cred că era un boss acolo, dar fuck it. La tine se aude cu eco, trece sunetul printre barbă. A, când fac eu, s-aude cu eco. Gen. Aha. Stai să văd, e pus bine microfonul care trebuie. Ar trebui să fie microfonul bun, adică ar trebui să s-aude ok, gen. Nu, și aici. Aaaa. Ia să vedem, nu, știi? Nu o fi uitat. Acolo risonul mic. Nu. Deci nici un orison mic astă seară, băieți. Nu că aș fi vrut, că numai ce am aflat că e orison mic, da. Trist. Mai încercăm pe unul și dacă nu îi ieșim de aici. Îmi place că nu lipsește umorul, zice Sopi. Mulțumesc că apreciez un pic de umor, Sopi. E ok, m-am lămurit, e fain că ai full toată, mulțumesc. Uite, poți să scrii semnul exclamării și alchimie, știi? Scrii semnul exclamării jad, semnul exclamării diamant și ar trebui să îți apară alchimia, știi? Text. Ia vezi dacă mere. Aaa, iară numai ce-a fost bătut. Ce valori? Salut Florin Popa, ce valori? Uite ce valori oferă abilitățile mele la pet. 14 blocare, 8 berserker și 12 maestru vânător. Deci nu mai are rost pe aici. Trebuie să mă las omorât, dezactivăm alchimia. Dezactivăm ăsta și hai da. Mai am de alea cu B oare? Antic cu B undeva. Aura sabiei o ținem, e bună. Poc repeta, nu-mi trebuie. Merge, dar nu funcționează. Păi rubinul nu-i pus. Toată lumea interesează lupinul, știi? Luigi, pune p***. Luigi, dă cu p*** pe masă. Să vedem cât o ai. Dă-l mea rubinul. Rubinul este full bonus cu două apărări și un atac. Uite, ăsta este rubinul. Cu full, cu două apărări și un atac. Am mers pe valoarea atacului pentru că dă damage ceva mai mult decât paguba medie. Nu am de gând să va transformat. Onyx. Jad. Nimic, bă. A, uite că numai diamantul mai. Nimic. O fi uitat, no. O fi uitat Nightbot-ul de când am mai intrat cu Metin. Știi? Uitat, acum să uită și Nightbot-ul, să vadă. Uite, o să-l updatez
Și live următor o să fie, o să pun toate, ok? Deci live-ul viitor o să fie toate acolo. Să nu mai, știi? Sau și mai bine o să filmez un videoclip în care prezint alchimia și când întreabă cineva de alchimie, apăs butonul și... Știi? Apăs butonul și apare. Da, doamnă și domnul, uitați, așa, para, pa, pa, pa. Da. Ceat, granat, nimic. Deci, uite, că și granatul mere. Granatul și diamantul. A fost făcut din 4 strălucitoare cu mitici opace de pe piață. Costul total a fost de 320 de mori. Deci uite, vezi, nu numai ha-ha-ha în țara. Deci tot backstory-ul. Tot backstory-ul, știi, la fiecare bucată de alchimie o să fie. Nu că aia arată, mă. Arată, știi? Ca și când iei o sticlă mai așa de Doamne ajută de vin, știi? Ai toată povestea casei, neamului, neamurilor, arborele genealogic. Și ce temperatură a fost afară când au fost cules strugurile, știi? Și dacă a fost făcut vinul fermentat noaptea, ziua sau știi? Așa o să fie și la mine cu alchimia. Cu... Știi? Da, tot istoricul. Știi de când? Deci s-a deschis serverul Tiger Ghost. Și am zis hai să mă apuc. Pardon, după 2 ani de Tiger Ghost, bă, a zis că, uite, am ajuns level 3 campion cu opaca. Pârâie opaca pe tine. Numai asta s-a auzit atunci. Pârâie opaca pe mine. Stai, o mers, s-aude? Pârâie opaca pe tine. Stai. Să văd unde vorbește asta. Pârâie opaca pe tine. Știi? Deci eu așa am făcut level 3 campion cu opaca pârâind pe mine. Făceam un pas, mă, încă un pas, mă, și am zis, bă, ar fi timpul. Adică, știi, ar fi timpul. Și prima piesă a fost Onyx-ul. Prima piesă excelentă a fost Onyx-ul, care acum e cu 300. L-am luat cu vreo 110 voni și acum e unul la fel 300. Că acum s-au trezit băieții. Acum s-au trezit băieții că sunt foarte bune și săgețile. Orisonul mic, uite bă că am luat primul orison mic din această seară și de ce a murit, pentru că nu am alchimie activată. Nu am alchimie activată. Ăsta l-am luat de la Parfiei, asta a fost a doua piesă de alchimie, un jad strălucitor. 500 de voni, i-am dat pe el. Multă lume zice că e un preț piperat sau nu știu ce, dar atunci nu era un alt jad pe piață. Cel puțin nu un altul la fel de bun și acum este unul excelent, strălucitor la fel și este cu 400 de voni. Iarăși nu mi-am activat alchimia. Este cu 400 de voni, dar oricum nu îmi pare rău. A fost un preț corect la vremea aia și la situația care era pe server, gen. Acum am activat-o, da. Acum am activat-o. Rubin a fost, 625 de voni. Acum ai unul la fel cu 1000 de voni. Diamantul vreo 300 sau 500, nu mai știu. Safirul, mai știu să zic, am filmat când am luat fiecare bucată și știu cât e și pot să fac așa backstory-ul la fiecare bucată de alchimie. Noi. Okay, am luat primul orison, oare în ce să dăm cu orisonul? Oare în ce am putea să dăm cu orisonul? Să-i dăm de mâncare la ăsta. 2. Nu că ar merge sau ceva, știi, dar... Oare ce aș putea să schimb? Ăsta nu am.
Uite, pe ăștia. Ia să încercăm pe ăștia plus 9. Eșuat, ok. Eu nu m-am așteptat la altceva. La 96 au crescut? Cred că da, cred că au crescut la 96. Nu, dar nu mai știu sigur să zic. Nu, cred că am avut 14 și ceva. Sau așa 14 PV-ul și cred că PV-ul meu a crescut la 15. Dar eu aș putea să-i dau iarăși schimbă. Uite că am peste 800 de zile la el, bă. Și dacă ai peste 800 de zile și dai schimbă, deci ăsta e tip 6. Dacă îi dau acum schimbă, se schimbă și statusul și primești și mai mult. Deci dacă prim tip 5 sau tip 6, se schimbă și statusul și skillurile. Să știi că o să schimbăm pe el. Deci tip 6 și uite că am împlinit 800 de zile pe el. Și o să luăm data viitoare când se bagă la licitație, o să luăm niște de alea. De schimbat în însoțitor, să-i dăm, să vedem ce iese. Sunt stacabile orisoanele acum? Nu am încercat că numai unul am dropat. Deci numai unul am dropat, dar poate să ne spună cineva care a dropat mai multe, că precis este cineva în chat care a dropat mai multe și ne poate răspunde aceste întrebări. Sau aș putea și eu să strâng din buci eventual și să dropăm poate două, să le țin, să vedem. Cufărul întunericului să stachează, da, cufărul întunericului, wow! Băi, un pas mare în față și un pas mare în direcția noastră, știi? Deci te simți un pic, cum se zice, cum e cuvântul, că contezi, știi? Te simți un pic relevant pentru Metin și Metinul pentru tine. Vezi că și pe shop, zice Sopi. Acum dacă am monede, știi, nu aș strica vonii. Am 9000 de monede, iau măcar 5, știi? Depinde cât o să fie, dar măcar 5 iau și dăm. Să vedem cum să schimbă statusul și treburile. Nu, e plin, deci the place to be la side-ul de acum o să fie fermecata. Și no, trebuie sparte și metinile alea de 100 și pentru aia îi Luigi de Popularis. Și o să se îmbunătățească drop-ul la side-uri foarte, foarte mult. Odată ce o să-l ducem pe cel la Luigi. Și cu ăsta mâine nu știu dacă o să reușesc, o să avem musafiri, dar duminică vreau să încerc să merg în peștera gnolilor, să îl omor pe Ahtrix ăla, sau nu, Ahtrix sau cum mă să-l cheamă, ca să deblochez pagina a doua de echipament. Și ce aș mai vrea să fac? Să încercăm niște ranuri șarpe. Mai vrea să încercăm și niște ranul șarpe. Să văd. Ce și cum. Topi, mă refer la piață. Nu sunt stacabile orisoanele, Florin Popa. La ce te referi că nu sunt? O,
adăugat și pe oficial acel copac începător, avansat și expert. Bă, trei... nu se stachează, ok. Nu, de când mă știu aici, trei copaci. Arboretum sau cum, Acuboku și mai unul. Dar nu sunt expert, nu știu ce, toți se bat cam la fel de ușor. Și au status de boss și dropează astea de side event. Deci asta cu cufărul întuneric, cu lăzile de boss. Acum că nu sunt toate, na. Nimeni nu este perfect. Păi noi, ha? Cumpăr rubin mitic opac full PVM. Adică apărare, valoare, atac și paguma media. Full PVM. Dar e și full PVM apărare. O fereastră full PVM, o fereastră full PVP. Ăla e mafiot. Ăla este mafiot. Deci acum putem să luăm cuferele de boss, putem să le deschidem mult mai eficient, mult mai simplu, nu mai trebuie... Deci pot să deschid acum 2000, gen, știi, toate pe Luigi? Ce sexy! Ce sexy! Și kelpiurile la fel, bă, cât m-am căcat pe mine să-mi umplu atâtea caractere cu kelpiurile alea când am deschis 100 de kelpi, m-au trebuit 200 de spații. Și m-am căcat pe mine, efectiv. Și acum nimic mai simplu, ai și cheile și ăsta, totul stacat. Deci mai să rezolve asta, deci asta îmi doresc să rezolv, să stacheze toate astea. Să le pot da toate de un fel deodată afară sau să le pot șterge direct de aici fără să le distribui. Gândește câte obiecte am. Deci dacă intru pe aici, cred că... Mă arată câte obiecte am, nu? Sau unde mă arată? 1320 de obiecte depozitate, no. Cât căcat îmi ia mie să mi le trimit toate în inventar? Și după ce mi le trimit în inventar, trebuie să le mai scot odată, știi? Deci le scot de acolo, le bag aici. Deci le iau de aici din obiectele mele, le bag aici. De aici trebuie să le scot, să le bag în inventar și din inventar să le arunc sau să le vând sau să le folosesc. Bă, tu îți dai seama cât timp liber trebuie să ai să te gândești la așa ceva? Deci cât de odihnit trebuie să fii ca să te gândești, bă, cum pot eu să enervez pe cineva cât mai eficient, știi? Ce aș putea eu, cum aș putea eu să-i fac zile fripte? Știi? La jucătorii care folosesc item shop-ul mai ales, știi? Jucătorii care îmi cumpără produsul și mi-l consumă și 1320 de obiecte nu aduni într-o zi. Deci 1320 de obiecte am adunat în 2 ani jumate de când e Tiger Ghost-ul. Să îndreaptă câte 3 ani. Da. Cât căcat îmi ia că trebuie să dau, deci trebuie să dau 1320 de click-uri distribuie. Deci, stai, nu. Deci, uite, dau distribuie. Deci trebuie să dau 2640 de click-uri ca să mi le distribui odată. După aia trebuie să-mi bag parola de câteva sute de ori, că o să distribui mai multe, nu fiecare pe rând. De? Deci, așa... Dacă ești Becca li aduni, Rubin. Oh, domnul, mulțumesc. Daniele, te pup. Să vezi când distribui 500 de luceasuri și îți dă numai câte 200, închis, deschis pentru încă 200 și câte 100. Am pățit, strigoi, te pup. Am pățit și este dureros.
Dar știi dacă e să o ăsta, na. Și asta e o nemulțumire de-a mea și... Dar acum... Ori făcut un pas, ori făcut un pas, ori venit înspre... Înspre dorințele și doleanțele mele și nu numai a mele, cred că și mulți dintre voi vă doriți asta. Adică știți de când mă plâng eu de inventar, bă? Bă, n-ar putea, nu se poate. Nu se poate. Uite, le-am trimis video și, și dintre voi au trimis video cu mine că uite cum joacă. Uite cum joacă ăsta, bă. Uite, bă, că nu are loc să mere la farmat și după 5 minute e prins și nu mai poate face nimic. Trebuie să... Tot live-ul trebuie să decidă ce rămâne în inventar, ce aruncă. Ce am făcut? Și uite. S-a putut. Că se putea mai bine, indubitabil, dar poate vine, poate vine și și mai bine, știi? Poate vine și mai bine. Te goi tu cu inventarul, ai probleme din 2000 de... Păi... Întotdeauna. Pietrele astea să stachează, asta e super sexy, deci o să strâng pietrele din Iohara și o să am... și o să am să le, să le transform în Gaia. Chestia aia de făcut Gaia, nu știu de unde o să se dropeze, nu știu dacă a obținut cineva dintre voi acum, nu știu dacă e băgată, s-ar putea să fie bogată în clipa asta. Dar tare mă tem să nu fie item shop, că dacă e item shop atunci e... nu mai este atât de atractiv. Pentru mine cel puțin. Poate pentru voi care sunteți, sunteți plini de bani. Plini de bani și fără idei ce să faceți cu banii, atunci da, poate este sexy, atrăgător. Cât mai străbă, mă, încă mai trebuie mult. Dar da. Bă, duminică o să fie un open test pe beta, cred. Adică sper să o fie anunțat pe forum. Bere o să va... Oh, Corexil, mulțumesc. Bă, hai să deschid. Hai că nu deschid o bere, că mă balonez. Acum seara beau de aici o guricică. Dar și dacă îl beau tot, știi, nu mă... Auzi acolo. Ba, Alex, am avut și eu vreo 15 de mureșoar. Una după alta. Am avut și vreo 15 care au mers una după alta, gen, știi? Sănătate, Radule. Sănătate, băieți. Vă pup. Uite, mă, că avem acolo. Trebuia la 3 dimineața. Salut, Wise. Ba, acum s-a putut. Or fost frânți copii și o luați om repede și am zis pam. Ori să aștepți vreo 2 ore fără să faci nimic, după aia să încerci să te loghezi și dacă în continuare ai face un tichet. Cam astea două ar fi. Mai poți să-ți restartezi modemul. Și ce ai mai putea să faci? Nu știu dacă mai aveți idei printre voi. Berea mea preferată este berea multă și rece. Adevărat. Satini, arată-ne ce bonusul ai pe mănușă. 12 precizie. Și 10 alunecare și o putere. Și 5 absorbite de PV. Am un pic probleme cu orientarea în spațiu, cred că pe aici erau ăștia boșii, nu? Skeletos, ăsta nu mi-a dropat niciodată, Skeletos, nimic. Nici acum nu-i o excepție. Nici acum nu face o excepție. Generalul Og.
am luat niște cărți de misiuni pe Polaris și mi-au fost să omor generalul Ogg. Bă, ce taris, bă, m-a rupt. Eu trebuie să renunț la misiunea. Generalul Ogg. Omoară generalul Ogg. Domnul, ai văzut ce ți-am trimis pe Discord? Nu. Ok. Am înțeles. Și asta a fost tipul? Cam așa 3-4 voi, zic și eu. Ok, ok. Da, am mai primit acum, m-am uitat și mai am câteva mesaje. Vezi, dacă eu stau locului, știi? Dacă eu nu caut, nu găsesc. Și nu mă găsește nici pe mine. Necuratul. Îmi pare rău că văd. Bă, aș vrea foarte mult să intermediez, dar... Majoritatea intermedierilor sunt pe bani, că asta se practică și eu nu pot să mă implic în așa ceva. Pentru că, da, este împotriva regulamentului Metin 2. Dacă cumva, cândva se va, știi, vă zice, bă, hai să nu mai, știi, și să dea drumul la de astea. Am auzit că e foarte... Pănoasă meseria de intermediar. Dacă mai merg numai 4 ore pe zi la lucru și în rest nu mai intermediez, știi? Merg numai 4 ore la lucru, nu mai intermediez, o pun și pe cala să intermediez, îmi deschid firmă dacă nu ne descurcăm, știi? Deschid firmă, scriu factură, niciun fel de problemă. Da, rapid, copie după buletin, sac, pac. Noapte bună, Radu Mircea. Radu Mircea nu era tipul din dragoste. Mircea Radu Bre. Era fix invers. Nu Radu Mircea, Mircea Radu Bre. Venea caravana din dragoste prin țară. Să ne afle poveștile. Of, de ce nu? Știi, dacă mergea Vulpița cu... Sau Vulpița îi zice? Vulpița și bă, ăla, nu știu cum îi zice. De ce nu s-a întâmplat, știi, să meargă atunci? Erau mai tineri amândoi, ea era super minoră, el era fecior în vână. Ieșeau o sesiune faină. Deschide lista de bonusuri din statusul cu alchimia. I-ai dat șahmat. Deci nu știu unde să deschid. Mi-ai dat șahmat, Corixil. I-ai dat șahmat. Am înțeles. Ursul păgălit de vulpe. Viorel, așa. Deci chiar nu știu unde să deschid. Ce să fac? Lângă critică. Aha, deci lângă critică.
1472 valoarea tagului. Mai întreabă o eșarfă șmecheră. Asta mai îmi lipsește acum, o eșarfă șmecheră. Și cred că mai găsim ori un boss, ori un metin și... Și bine o fi. Am luat un orison. Am vrut de fapt în Iohara să luăm niște cufere kelpie, dar nu s-a putut din cauza că da. Că e event. Toată lumea sare acum cu mine, e petrecere. Și mă gândesc acum, pe lângă Metin, un Counter-Strike chiar acum, în clipa asta, nu a jucat, dar parcă a jucat un Smite. Parcă un Smite ar merge. Un match de Smite ca și cu Kulkan, o arena, scurt. Nani. Deci alchimia și aura și bonusul de atac de pe armură e același tip de bonus. Deci aici uite câtă valoare atacului mă apare. 2900, 3200. Nu știu ce să mai cred. Piatra gravei 3, nu știu ce să mai cred. Pică un pic netul, a? Da. Pică un pic netul. Mama măsii de internetus. Internetus. Ce se întâmplă cu internetus? Nu știu, un match mai prost. Cum mi-a apărut chiar la YouTube cu galben. Nu cu roșu, deci nu super grav, așa un grav, știi, ar trebui să arunc un ochi așa când am timp. Ce se întâmplă? Vor fi mulți acasă și toată lumea pe Netflix, o fi apărut ceva serial, episod, nu știu ce. Hai să dau un smite. Nu-i place ceva, nu știu. Paul, nu, că am câteva în depozit. Uite acum și-a revenit. Am câteva în depozit și... îmi cad la aproape fiecare metin, știi? Deci nu are rost să întrec măsura. Asta. Mi se futu mie căștile sau se aude puțin mai tare în cască decât în alta? Bă, s-ar putea din cauza Steam-ului. Uite, acum am deschis Steam-ul și deschid Smite-ul. De Smite. Și la fel mi se întâmplă când deschid Counter-Strike-ul. Nu știu din ce cauză. Am căscat și mi-era înfundat o urechi, ok. Stai așa să vedem. O să deschide. Are o problemă Smite-ul, nu-i place de tastatura iluminată. De obicei la tastatura am un profil la fiecare joc gen. Dar la Smite mi se stinge tastatura și nu mai văd butoanele. Mere la voi. Targă. Vrească iarăși cu... Parcă...
Să mergem pe varianta display capture. O să joc un match. E cineva care știe ce e la smile? E cineva ce e la smile? Agnistin, favor, tunet avem, n-avem, trebuie să dau care. Bun, mai tăi ca e un fel de LOL. 400, ca un fel de LOL, doar că este în third person, știi? Versus Arena, m-a băgat bine? Sparing. E cu zei din toate mitologiile lumii. Cred că mage mă... Nu toți mage. Eu am fost primul care am ales mage. Ba, e. Eu mage. Let's mage. Asta cu skin-ul deblochez, așa. Da. Dau loc. Nu, hai mă, nu toți mage, nu fiți pule. Bun, mulțumesc. Da, pule. LOL 3D. 3D am zis. Third person am vrut să zic. Am vrut să zic third person, sorry. ...870 de skin-uri. Ai de cap, mă. Eu nu cred că am atâtea. Hai să fiu. Mulțumesc. Eu joc din... Decă din bet. Oh, pop! Dan Horatiu, te pup! Beuși tu? Uș? Eu beui și mă îmbătai. Ia colada, mă nebă... Nu mai știu ce-o. Pa, ce buche. Nu mai știu ce-o. El nu... A crash? Mulțumesc, Alin, mulțumesc. A crash, hai? Te pup, Adrian, te rocket. Prea belea sunetul de la dopă, hai?
De demuță. Deci am luat crash la el, bun. Task manager. Mai ții minte când jucam Smite amândoi? Da. Și acum să zici, când am jucat noi vreodată Smite? Uite, mi-a dat efectiv crash jocul. Mi-a dat efectiv crash jocul. Produs și nu mere nici cu tag, task manager. Îl șterg. Dunkid. Păi de oaie. N-a fost să fie. Deci mi-a dat crash de... Știi, nu mai am ce să fac ca să ies de aici. Uite, nu pot să-i dau close with. Nu pot să deschid task manager. Deci asta, stai să văd dacă... Fac așa. Am făcut. Așa. A, cum? Așa și mut task managerul din... Să-l mă pute la mult. Task manager. Mișto joc, așa e, Alex. Nu poți nici să-l închid, nici să-l blocat aici. Se blocă. Nu mai știu la ce joc am mai pățit așa de nu mai am ce să fac decât restart. Bună seara, Dorin Coțoi, bonțeanule! Da, doamnelor și domnilor, atunci rămâne să mă admirați tipul, Elia, să dau așa o... Asta e, putem să merem la Nani. Pardon. De săptămâna asta am început, parcă înainte de lucru, am început un live. Și mi-am propus că în fiecare zi, ori un videoclip, ori un live. Până acum am mers, nu? Ne trebuie sâmbătă și duminică. Toată săptămâna am făcut ori un live. Două clipuri cu update. Chiar două într-o zi. Caracter. E cam somnic. Aș fi vrut, mi-ar fi plăcut așa. S-au aliniat astrele. Dar care a fost faza de a postat? Apoi i-am dat să posteze și el, știi? El are oameni care nu mă urmăresc. New World pe Steam e un fel de alternativă de Metin 2. Bă, am văzut că New World, ăla nu-i de la Amazon, gen. De la, da, scuze, nu, trebuie să stau aproape că am pus gain-ul foarte, foarte jos. Bună seara, Creature. Vorbesc în microfon. Trebuie să mă obișnuiesc să vorbesc în microfon pentru că e setat să vorbesc de la 5 cm de el. Și dacă vorbesc mai de departe, nu s-aude bine și îl captează. Jasmine e mai dificil, pentru că foarte multe arme au un bonus câte două și dacă nu sunt identice, nu o să se poată, știi? Da, e făcut de Amazon. Știu că Crazy s-a apucat să-l joace și a fost super hype două săptămâni și pe aia nu mai prea. Păi eu nu am timp, nu. Oricât aș vrea eu să încerc nu știu ce joc, nu am timp, nu. Asta este situația. Da, cine știe, nu știu ce facem weekendul ăsta. Poate îmi da Alin dacă vine mâine pe la mine niște idei. Poate facem un live mâine așa cu... Venim aici toți holongării. Bărbații jos, știi, la o băută și copiii femeile sus. Vedem. În orice caz, da, n-a fost să fie Smite-ul. Iau în jură toți ăștia că am ales și Mag și Ninu joc. Mulțumesc super tare că m-ați urmărit. Vă doresc o seară minunată. Și ne vedem sau ne auzim mâine. Eu am fost Luigi. Ciao. Les. Bau. Les.